Aproximativ 200 de copii din Giurgiu, care provin din familii cu o situație materială precară, au primit astăzi cadouri din partea unei fundații americane aflată pentru prima oară în România. În fiecare an, în preajma sărbătorilor, americanii dăruiesc bocanci și alte cadouri copiilor nevoiași din Ucraina, Republica Moldova, Transnistria și acum din România. După ce au trecut pe la copiii din Sterea, Tântava și Pădureni, Fundația Cherry Kids International împreună cu Fundația Providența din București s-au întâlnit cu cei din Giurgiu care așteptau cadourile la Biserica Baptistă din municipiu. Au făcut în iarna aceasta un proiect în preajma Crăciunului de distribuție de bocanci pentru copiii săraci din diferite comunități, din județele Olt, Dolj, Telorman și Giurgiu. În seara aceasta suntem în Biserica Baptistă, cu care parteneriem și pe alte proiecte și ne bucurăm să ajutăm acești copii care provin din medii lipsite de oportunități și vrem ca în preajma Crăciunului să se bucure de un dar real, totodată încercând să le amintim și de Mântuitorul Iisus Hristos, care este darul lui Dumnezeu pentru fiecare om. Bocancile sunt de un real folos copiilor ai căror părinți nu își permit să le cumpere încălțăminte adecvată sezonului rece. Ce ai primit tu aici? Niște cizme. Îți plac? Da. Și ce mai ai primit în afară de cizme? Acum? Niște ciorapi. Ce le spui domnilor care ți-au adus cizme? Le mulțumesc. Nu este pentru prima oară când Biserica Baptistă se implică în astfel de proiecte. De mulți ani, membrii bisericii au reușit să aducă bucurie copiilor defavorizați din Giurgiu. Săptămâna trecută, moșul când a venit la Giurgiu mi-a spus că n-a găsit suficiente ghetuțe în care să pună cadourile și atunci am spus să dăm o mână de ajutor. Încă din vară am discutat cu cei de la Fundația Providența să ajutăm. Din păcate n-am reușit mai mult de 200 de copii din orașul Giurgiu, copii nevoiași provenind din familii cu probleme deosebite. Pe lângă bocanci, copiii au mai primit articole vestimentare, rechizite și dulciuri.